Școala în clasă e dreptul elevului. Asta susține o elevă de 12 ani din Italia, care protestează în fiecare zi în fața școlii și cere redeschiderea acesteia. Anita Iacovelli învață într-o școală din Torino, închisă după instituirea unor măsuri de carantină. Își aduce acum un scaun roz și o masă pliantă pe care își pune laptopul și luptă pentru educație. I s-au alăturat și alți colegi impresionați de gestul ei. Anita spune că ministrul educației din Italia a felicitat-o și a asigurat-o că școlile se vor redeschide curând.